M-am apucat ca să fac roșii în suc propriu, ce fac în fiecare an. Am aici roșiile pregătite. Am pus borcanele ca să se sterilizeze. Iar în timpul ăsta curăț roșiile de coajă și vreau să vă arăt un lucru ce l-am descoperit anul ăsta. Știți că trebuie ca să tăiați roșiile în formă de cruce, să le puneți la o opărit ca să puteți curăța roșiile de coajă. Dar cu metoda asta ce am descoperit-o la anul ăsta, nu mai trebuie să opărez roșiile și merge atunci mult mai rapid. O să vă arăt metoda respectivă și o să pun în descriere și link-ul ca să vedeți și voi. Deci, în loc să opărim roșia, în loc să facem să tăiem roșia în formă de cruce, luăm roșia cu cuțitul, dar cu partea care nu taie, cu partea cealaltă, apăsăm pe toată suprafața roșiei. Așa. În felul ăsta, pielea se desface de pulpă. Vedeți? Deja se desface. Iar apoi, doar desfacem pielea. Și se desface foarte, foarte ușor. În afară de metoda aia ce v-am spus, în rest totul fac la fel. Zdrobesc roșiile cu mâinile curate, apoi le pun în borcane, pun un picuț de sare. Nu este obligatoriu, dacă nu vreți puteți să nu puneți sare. Închid borcanele și pun borcanele la fiert în apă, aproximativ o oră. Un polonic pun un roșii în borcan. Îmi place să folosesc borcane micuțe, ca să folosesc tot borcanul odată, atunci când am nevoie.